Bună dimineața, dragilor, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Încep săptămâna prin a vă ura poftă bună la micul dejun, poftă bună la cafea, să aveți o zi extraordinară. Dragilor, astăzi vorbim despre piața cripto, Bitcoin, iarăși și-a intrat într-o zonă de apatie, vorbim despre ce se poate întâmpla astăzi și mâine și vorbim despre uh, un pericol pe care toți l-am putea întâlni. Citeam în dimineața asta un articol despre delistarea unor perechi de tranzacționare ale Helium Network Token HNT de pe Binance. Adică ei nu vor mai putea tranzacționa această monedă în compania și cei care o dețin cu anumite perechi, gen cu USDT-ul, sau cu BTC-ul. Uh, nu vreau ca această discuție să fie una contra sau pro. Este o discuție despre ce pericole se pot aștepta în condițiile în care se întâmplă o situație de genul ăsta și ce poți face, dar și ce nu poți face. Pentru că mulți oameni nu-și dau seama, de-a lungul timpului, cum a fost și cazul Luna Terra, cum au fost multe alte cazuri, exchange mari de top au delistat Proiecte. De exemplu, XRP-ul a fost delistat din foarte multe exchanguri pentru că au avut acel proces cu secul. Uh, ulterior, lucrurile s-au mai ameliorat, dar uh, să zicem că ești în bear market și te prinde uh, într-o poziție, da, și să zicem că mai ești și pe minus, se întâmplă lucrul ăsta, e nasol. Haideți să vedem întâi cum arată piața. Începem analiza la Bitcoin pe un timeframe mai mare și anume pe o săptămână. De ce începem pe o săptămână? Pentru că vreau să vă arăt niște lucruri. În primul rând, suntem în acest range, dar fiecare lumânare pe care o vedeți înseamnă o săptămână de zile. Da? Și avem un top la 23.000-24.000 și avem un bottom la 18.000. 300. Cam asta e zona în care noi pendulăm de prin 4 iulie, să nu zic iunie final, da? de când am avut acea cădere. O perioadă de genul ăsta se numește o perioadă de recuperare, de vindecare a pieței. Vedeți și aici. S-a întâmplat, am căzut, după care am stat o perioadă, piața s-a gândit și a luat-o înapoi în sus. Aici am început bear market-ul, da? în noiembrie pe final și în uh, ianuarie am avut prima zonă de bottom după care piața a stat o perioadă. Uh, atunci a stat cam 56 de zile. Acum avem o perioadă mai lungă. Acum avem aproape 100 de zile, 98 de zile de când suntem aici și este clar că urmează ca piața să facă o mișcare din nou semnificativă. Dacă ne uităm pe indicatori, avem acest dead cross aici, chiar dacă este 20 cu 50 de săptămâni, e un dead cross cât China, mare de tot. Și lăsați-mă deschis, gen, dacă vreți să vedeți evoluția unei lumânări, ce s-a întâmplat într-o săptămână, aveți aici pe 3 din viu acest buton, se numește data window. Da? Unde? Puteți să vedeți, de exemplu, săptămâna trecută, noi am avut deschiderea, adică gen, a început săptămâna al 19.557, am avut vârf de piață al săptămânii 20.500 și am avut low, minime, la 18.950, iar săptămâna s-a închis la 19.400. Volumul nu a fost unul spectaculos, să zicem, vedeți, aceste lumânări sunt destul de micuțe, da? deja pare așa un stable Bitcoin. Da? Să zicem, nu te poți duce nici foarte sus, nici foarte jos. Dar lucrurile astea nu se dureze o veșnicie. Adică eu sunt sigur că o mișcare abruptă o să facă piața. Uitându-ne pe weekly, clar ne așteptăm ca mișcarea să fie în jos. Pe daily, trecem acum, da? Pe daily cum stau lucrurile? Păi pe daily suntem în această corecție. Da? Nu este una semnificativă, nu am avut mega dampuri, mega lichidări, dar e totuși o corecție. În continuare, zona de suport principală rămâne la 18.800. Rezistența este aceasta, 19.929. Dacă o va depăși, va fi un lucru bun. Ne ducem către următorul prag. Mergând pe 4 ore, în schimb, Iarăși am încercat să urcăm, să nu știu ce, nu e bine. Nu e bine deloc. Deocamdată pe 4 ore 200 moving average este deasupra celorlalte moving average, deasupra la 20, deasupra la 50. 20 cu 50 se intersectează nu favorabil, asta înseamnă că urmează o corecție, adică mă aștept să testăm... Zone inferioare, unde m-aș aștepta eu să ne ducem undeva pe aici, sub 19.300, să testăm bariera asta psihologică la 19.000 și ulterior să ne ducem mai jos. Uh, vă vorbeam despre acest articol. Binance delistează parțial anumite monede uh, gen, uh, acum vorbim clar de helium, da? și vreau să vă zic niște lucruri. Dacă aveți banii pe un exchange, nu e neapărat să fie Binance, dar dacă aveți banii pe un exchange, se întâmplă o situație de genul ăsta, să zicem că voi ați cumpărat heliumul mai scump și acum mai mai ieftin, iar Binance-ul vă informează că trebuie să vă lichidați pozițiile, din păcate nu aveți ce să faceți. Va trebui să le lichidați pe minus. Sunt situații care se pot întâmpla Gen, se poate întâmpla ceva și mai rău, să zicem, Binance-ul sau alte exchange poate să ajungă într-un punct în care nu mai pot permite existența unei monede pe exchange-ul lor. Și atunci ei își avertizează comunitatea că au o perioadă de timp la dispoziție în care să își transfere monedele de acolo, altfel ele se întâmplă automat, ca și aici pozițiile care vor fi deschise și moneda sau paritatea respectivă de monede nu va mai funcționa, Binance-ul va face automat anumite schimbări. Așa că sfatul meu este întotdeauna, dacă aveți bani în Binance, că acum vorbim de Binance, să fiți atenți la notificări pe care platforma le face. Mai ales gen cei care aveți poziții pe futures deschise atunci atenția trebuie să fie mult, mult mai mare. Pentru că ne putem trezi în situații din care nu ne mai putem întoarce. Așa că, dragilor, dacă vreți să învățați să tranzacționați, la mine pe site, mihaidaniel.ro, găsiți cursul. Cursul de analiză tehnică de tranzacționare cu indicatori 4 ore, 20 de strategii, puteți să învățați atât de multe lucruri și eu învăț în fiecare zi din propriul meu curs, pentru că mi-e mult mai ușor să mă uit la cursul meu decât să mă uit la altele. Deci îl găsiți aici, aici găsiți și linkurile mele oficiale. Atenție, la impostori eu nu contactez pe nimeni, nu vă cer bani, nu vă propun afaceri. De asemenea, pe bitmarket astăzi se vor lista în zona de imobiliare o grămadă de case premium, case de foarte bună calitate. Probabil ca și platformă vom ajunge să avem listate proprietăți de peste 100 de milioane de euro. În clipa de față cred că avem de 30, dar urmează acum să listăm masiv proprietăți. Urmează și parteneriate bombă cu firme de top din România, dar prefer să păstrez pentru mine aceste informații deocamdată. Și cursul meu îl găsiți aici, îl puteți uh, cumpăra uh, cu cripto. Este cursul de tranzacționare și cam atât pentru astăzi. Să aveți o zi extraordinară, toate cele bune.